din Copenhaga, pe urmele micii sirene. Este al 15-lea volum pe care autoarea îl publică împreună cu noi. Da, este a 15-a carte și bună seara tuturor și vă mulțumesc din suflet că ați venit la botez. Am gândit-o ca fiind o întâlnire între prieteni în care să vă povestim despre o țară frumoasă pe care am colindat-o în echipă cu colega mea Elena Cristescu, cea care semnează și fotografiile în carte, cu ajutorul unor companii generoase, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și cu sprijinul ambasadei Danemarcei la București, cu care am colaborat foarte bine. Doamna Marina a făcut un efort deosebit să prezinte Copenhaga în această dualitate de oraș a unei națiuni fericite și a vikingilor barbari. Vreau să vă asigur că
o carte de genul acesta, pentru că am trecut prin experiența facerii ghilimele unei astfel de cărți pe vremea când eram ambasador în Luxemburg, este un excelent instrument de diplomație publică, cum o numim noi. Adică, un astfel de produs reușești să deschizi multe uși în țara în care ești acreditat.